Iacova sunt restricții fără precedent. De astăzi, începând până la data de 10 mai, se închide Piața Roșie de la Moscova, acolo unde este parada de 9 mai, ziua Victoriei. Însă, foarte interesant, vine Evgeni Prigojin, cel care conduce gruparea Wagner, și spune așa: dă data exactă la care Vladimir Putin se așteaptă la contraofensiva Ucrainei. O contraofensivă, spune Prigojin, a ucrainenilor este inevitabilă. Astăzi plouă, pe 2 mai va cădea ultima ploaie. Va mai fi nevoie doar de încă o săptămână pentru ca vântul să usuce terenul, după care armata ucraineană va fi gata să înceapă. Adică data de 9 mai. Presa ucraineană, doamnelor și domnilor, scrie faptul că Vladimir Putin impune restricții fără precedent la Moscova pentru că se așteaptă ca Moscova să fie atacată cu drone. Apare și un plan în presa ucraineană cu defilarea de la 9 mai, cea pe care ați văzut-o și anul trecut. Și sunt și informații că această contraofensivă a Ucrainei se concentrează de-a lungul coastei Mării Azov. Așa sunt informațiile în acest moment. O să vedem dacă este așa.